trecut, am trecut de la 14% la peste 95% work from home și în 2021 încă suntem la același procent. Am trecut prin mai multe etape, de la entuziasmul inițial la perioade în care căutam granițele dintre job și viața personală. Încet, încet am reușit să găsim un echilibru și să creăm un mediu productiv și distractiv. Recrutarea a continuat chiar și de la distanță. Ne-am mărit echipa cu peste 350 de colegi, 270 dintre aceștia și-au început activitatea remote. Am desfășurat mai mult de 23 de sesiuni de onboarding tot de acasă. Salut! Eu am venit în iunie anul trecut în ING. Legătura cu noua echipă am făcut-o de la distanță, din work from home, ca în vremurile noastre. Aici ne spunem bună dimineața! Le mulțumesc celor din sesiunea de onboarding, dar și echipei la care m-am alăturat, pentru că m-au făcut să mă simt foarte bine primită, deși suntem la distanță. În multe ani în bancă lucram deja agile și asta ne-a ajutat foarte mult să ne adaptăm. Multe echipe aveau rutina întâlnirilor zilnice și săptămânale. Acum le folosim și să ne dăm cafeaua de dimineață, dar și să jucăm board games. Pentru mine a însemnat mai mult visual thinking în proiecte de învățare și comunicare. Salut! Bine ai venit la mine la birou! Biroul Work From Home. Biroul de la care lucrez în fiecare zi cu drag de acasă și mi-ajut clienții cu orice au nevoie. Am fost ajutat de colegii mei cu scaunul de birou, colegii de la Helpdesk, pentru care le mulțumesc foarte mult. În 3 zile a ajuns acasă, am la dispoziție mouse, căști, laptop și absolut ce am nevoie pentru a-mi duce munca la bun sfârșit. Și de asemenea, un atut personal și propriu, niște zeleuri, pentru momentul în care ne scade glicemia. Mă bucur că în această perioadă am avut mai mult timp de string art. Dar pentru că acasă poate fi oriunde, mulți colegi și-au mutat biroul și în alte locuri din țară. Am avut sport challenge, unde colegii ne-au uimit cu forța și energia, iar alții cu creativitatea lor, plus antrenamentele ca la carte online pe Zoom și programele pentru un spate sănătos. Am mai făcut ING Got Talent. Aici colegii ne-au învățat cum să gătim, să facem yoga, să facem fotografii reușite și chiar să pregătim un ceai matcha ca în cultura japoneză. Am scris pagini de jurnal în izolare. Am creat propriul playlist ING Radio. Astrologul Mercuria ne-a explicat ce înseamnă când Venus este retrograd, iar specialiștii ne-au învățat cum să decorăm casa, să pregătim meniul de sărbători și băuturi de sezon și au făcut haz de necaz de work from home. Am mai creat și o mulțime de comunități pe Yammer, platforma noastră internă. Am preluat undeva la 1,5 milioane de apeluri și am încercat să transpunem tot vibe-ul caracteristic departamentului nostru în mediul online. Una dintre cele mai mari provocări a fost aceea de a recruta, de a forma oameni și de a le asigura suport în mediul online. Am continuat recrutările ori de câte ori nevoia ne-a cerut-o. Și dacă vă întrebați de la ce vine abrevierea CCS, Courageous, Contagious and Smile.